În toamnă am avut emoții destul de mari, pentru că aveam senzația că sunt responsabilă de cum livrez textul și știam că copiii se uită la noi, ne urmăresc, dar cred că a ieșit bine. Și m-am bucurat foarte tare și am fost extrem de surprinsă că am realizat că copiii așa de mici scriu atât de bine și sunt unii dintre ei sunt extrem de talentați. Adică aș fi văzut lejer că 2-3 de acolo ieșeau cu siguranță scriitori. Avem viitor asigurat, ca să zic așa. Și acum textele celor mai mari, celor de la liceu, sunt senzaționale. Unii dintre ei clar au mână de scriitori. Majoritatea au scris despre coronavirus și asta e foarte interesant, că sunt diferite perspective. O fetiță a scris că e un genocid, altă fată a scris că și-a dat seama că cât de tare i-au lipsit prietenii în toată perioada asta și după ce a ieșit din pandemie, ce minunat a fost când s-au reîntâlnit și cum poți să prețuiești un prieten mult mai, mult mai tare după ce îi simți lipsa. Mă gândesc oarecum eram eu când eram de vârsta lor și constat că ei au o putere de a analiza mult mai puternică decât aș fi avut eu la vârsta lor. Sunt mult mai echilibrați și știu perfect să-și descrie emoțiile și stările. Și cred că eu eram mult mai haotică sau cel puțin nu-mi puneam atât de multe probleme, dar ei își pun probleme și ce e mișto e că poate să le descrie în situații, în personaje, în întâmplări, din care să nu le pun pur și simplu pe masă, știi, am problema asta. Nu, le pot pune într-un context, cu copertă, cu final, cu... Și asta e foarte mișto, adică... Deși se zice că nu prea mai citesc tinerii, dimpotrivă, aș zice că ei citesc destul de mult. Am găsit tot felul de referințe de la mari scriitori. Adică am senzația că cei care citesc, citesc bine. Cei care nu citesc, nu citesc deloc, dar ăștia care citesc, cred că citesc bine și cu folos și nu e degeaba. Sunt superbe textele, sunt absolut superbe. Le-au ales bine fetele, Oana cu Mihaela Mihailov și Ana Gopian. Păi ne vedem diseară la ora 19 cu mine, cu Adina și cu Irina pe platforma Teatrului Un Teatru. Vă așteptăm cu drag!